Vești bune pentru iubitorii de bălăceală, dar și de un not din Deva și nu numai. Complexul Aqualand de la Poalele Cetății se va extinde prin amenajarea unui bazin semiolimpic. Venim cu un proiect în acest an, dăm drumul la proiectare și asigurăm sumele de bani necesare pentru extinderea Aqualandului cu un bazin semiolimpic, pentru că foarte mulți dintre deveni, în general părinți, mi-au spus... Consider că este absolut necesar să facem această investiție, acest efort bugetar, pentru că altfel ei sunt nevoiți să facă naveta la Deva la Hunedoara. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1TV, Florin Oancea, primarul municipiului Deva, a precizat că bazinul va avea 6 culoare, va putea fi folosit pentru înot de întreținere sau antrenamente și că va fi acoperit ca întregul complex Aqualand. 12 luni din 12, pentru că va fi acoperit, va fi bazin de pentru, not, bazin de not pe 6 culoare, 25 de metri, care va fi și pentru cursurile de not, dar și pentru devenii care poate că va fi un complex integrat, în care unii vor să stea, cum spunem noi, la bulbuci, adică să stea la relaxare, da? Alții merg la saună sau alții vor să noate. Ori când în actualul Aqualand e cam greu să noți. Lucrările sunt preconizate a începe în primăvara anului viitor și se estimează că vor fi finalizate spre sfârșitul anului 2023.